Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Numele meu este Roxana Meleșcanu și voi fi gazda dumneavoastră și din această zi. Și astăzi, din nou, îl avem alături de noi pe Parbu Constantin. Bine ai venit, Constantin! Bună ziua, bună Roxana, bine v-am regăsit din nou Știința Plasmatică în direct la Capital TV. De-abia așteptăm un nou subiect, o nouă temă. Astăzi vorbim despre alimentație și nu orice alimentație, ci alimentație recomandată de Știința Plasmatică Cash. În contextul nou creat de domnul Cash, încercăm să introducem mai aproape conceptul de energie și informație. Și acest lucru ne apropie mai mult de o cunoaștere a totalității și încercăm să le oferim din experiența noastră, pentru că încerc să predau informații prin care eu am trecut din experiență, ca oamenii să aibă un reper că se poate trăi și cu alimentație energetică sau alimentație pe bază de energie și informație. Da. Deci Știința Plasmei Cash ne spune că este posibil să ne alimentăm și altfel decât am făcut-o până acum, deci nu neapărat prin materie fizică, ci există o alternativă. Spune-ne despre ce este vorba, te rog. Domnul Cash încearcă să ne ofere o cunoaștere care este aplicată în toată galaxia, o cunoaștere universală. Vorbim de o cunoaștere care completează ceea ce noi cunoaștem în momentul de față, adică proteina. Suntem condiționați de această proteină, fie că e vorba de proteină animală sau proteină vegetală, este tot o proteină. În interiorul acestei proteine există un suflet, ca ea să se manifeste, orice proteină are la bază un suflet. Chiar dacă sufletul scoate sunet ca o vacă sau nu scoate sunet ca un bob de grâu sau o cereală sau o alună, în spatele acestei entități care se manifestă în planul fizic ca și o proteină, există un suflet. Iar domnul Cash vine și ne arată că există posibilitatea ca acest suflet să-l lăsăm în pace și noi să ne alimentăm din energia pe care acest suflet, proteina animală sau vegetală, o oferă din bună credință sau din plăcere pentru a fi consumat la nivel plasmatic. Am înțeles. Deci sunt perspective, aspirații, pur și simplu alternative, posibilități de a fi. În momentul de față suntem, da, și umani și divini și da, în mod curent ne alimentăm de la hrană, la lichide și folosim plantele și animalele. Deci tu ne spui că este vorba atât despre eliminarea consumului de carne, cât și eliminarea consumului de plante. Putem să ne hrănim efectiv din câmpuri, putem să ne hrănim din lichide, din aer. Despre ce este vorba? Mai dă-ne câteva detalii, te rog. Ca un suflet să se manifeste aici sub formă fizică, indiferent că este un animal, o plantă sau un om, este tot un suflet. Iar ca el să se manifeste, are nevoie să găsească elementele care să-i susțină forma fizică. Aceste elemente sunt carbon, oxigen, care reprezintă, de exemplu, 18% din ceea ce noi avem nevoie. Mai avem nevoie de hidrogen și alături de hidrogen se găsesc și vitamine, minerale, oligoelemente și avem nevoie doar de 2%, iar cea mai mare parte avem nevoie de sare neiodat. Iar aici este secretul sănătății longevive sau a unei alimentații care include totalitatea elementelor de care noi avem nevoie să ne susținem. Iar aceste elemente noi le facem în aceste reactoare de gaz, le atragem,
le folosim în aceste reactoare de gaz și venim și simplificăm procesul de nutriție prin oferirea de câmpuri plasmatice pe care aceste gansuri și ape plasmatice le oferă. Astfel, energia și informația este receptată de celulele noastre, iar tot sistemul nostru emoțional, mental, tot sistemul nostru energetic este echilibrat și omul are opțiunea să nu mai consume așa de multă mâncare fizică, iar mâncarea fizică se transformă în mâncare lichidă mai mult, pentru că ajungem la partea lichidă să folosim această știință pentru diferite procese de transmutări. Da, deci în mod curent plantele, animalele, pământul, mediul înconjurător ne susțin viața așa cum o cunoaștem. Dar există și alte metode, da? Există ceea ce ne-ai povestit tu și ce este cel mai important din ce ne povestește acum? Cumva, în ce moment putem să accesăm un astfel de stil de viață? Importantă este intenția. Uh-huh. Ce ne dorim să experimentăm pe această planetă și cu ce elemente din care se găsesc în jurul nostru. Deci e bine să știm resursele noastre după ce știm intenția. Și atunci, având această știință care este fabuloasă și aplicând în domeniul de alimentație, există posibilitatea ca oamenii să nu mai consume așa de multă materie fizică și să consume elementele care stau la baza creației, adică mai mult carbon, oxigen, hidrogen și sare neiodat. Apoi celelalte elemente vin în apropierea corpului și pot fi absorbite exact cum noi realizăm gansuri, așa și aceste elemente vin în apropierea corpului nostru, iar corpul nostru energetic simte aceste elemente și le va absorbi prin aceste câmpuri plasmatice, pentru că tot în jurul nostru este un schimb magnetic și gravitațional. Iar corpul nostru știe ceea ce este nevoie să absoarbă pentru a-i susține viața sau să elimine pentru a avea o durată de viață, o longevitate mai mare. Și atunci venim cu aceste elemente aproape de corpul nostru și creăm în camerele noastre o atmosferă echilibrată, folosind, așa cum le vedeți mereu, aceste mingi care pot fi de ping-pong, aceste substanțe care sunt gansurile, sau venim și pulverizăm cu apa plasmatică spațiul, iar energia și informația din aceste elemente vin aproape de corpul nostru și există un echilibru. Bun, deci când, în momentul în care purtăm această discuție, cu siguranță trebuie să facem așa zoom out un pic, să vedem o imagine de ansamblu. Cumva este o perspectivă în care nu ne mai regăsim doar cu corpul fizic, știm că avem și un corp mental, emoțional, energetic, spiritual și așa mai departe, și cumva prin dezidentificarea la nivel de esență cu corpul fizic, atunci putem să spunem că ne hrănim din câmpuri. Nu suntem noi singurii care încercăm să ne hrănim din câmpuri. Sunt comunități, sunt cunoscute ca breterianism, acest fenomen în care oamenii se hrănesc ori cu lumina soarelui, ori pur și simplu cu respirație sau cu un pahar de apă, așa cum ne explică domnul Cheș, că sunt deja și comunități în China care se hrănesc cu un pahar de apă. Iar ce venim noi să facem este să testăm pe noi, în primul rând, eu și colegii mei, testăm aceste lucruri pe noi și vedem că unim această parte de energie pranică, o unim cu această plasmă. Și atunci este... Rezultatele noastre și analizele noastre rezultă că există un echilibru, există o sănătate, nu ne mai putem îmbolnăvi pentru că avem în jurul nostru elementele din care se susține creația. Dacă ele nu lipsesc, nu ne putem îmbolnăvi. Dacă ele lipsesc, înseamnă că ne putem să avem diferite experiențe. Dar, bineînțeles, toate lucrurile acestea sunt susținute la un nivel emoțional maxim.
Da. Domnul Cheș a predat astfel de metode, corect, de transmutare a elementelor din mediu și probabil gansul este un astfel de produs prin care... Da, oamenii or să vadă ca un deșeu, pot să înțeleagă că punem acest, tot am făcut, am arătat în direct că se face gans într-o oră, toată planeta poate să facă gans, iar acea substanță deșeu, așa cum e văzută probabil în fizica actuală, acea substanță reprezintă noul element pe care care ne ajută să transmutăm alte elemente. Deci există această opțiune de transmutări, se învață la cursuri, invităm pe oameni care sunt interesați să intre pe site-ul nostru, pe plasmaromania.ro, pentru că cursurile sunt din inimă, sunt oferite gratuit și oamenii pot să învețe în cursurile de sănătate și alimentație speciale cum se fac aceste transmutări dintr-o tablă nano, o tablă de zinc și elementul nou care și apă cu sare neodată și pot să transmute energia și informația absolut ce doresc ei. Că vor aur, sunt poze în care puteți să vedeți reactoare în care transmutăm energia aurului. Dacă doriți alte elemente naturale, pietre semiprețioase, la fel aceste transmutări și această energie magnetică gravitațională ajută. Și ce este mai important este că nu mai avem acest consumism de a copia la nesfârșit elementele care se găsesc în jurul nostru și a le folosi. Le copiem odată, de exemplu, ai nevoie de energia unei vitamine, o copiezi odată, o faci gans și după aceea ai lăsat în pace acea vitamină. La fel se întâmplă și cu supa noastră, felul 1, felul 2, deserturile noastre pot să ajungă în această stare. Asta înseamnă transmutări. Și care sunt procedurile prin care aceste câmpuri ale gansurilor ne susțin? În primul rând, ce avem aici de față, am adus cupa 1, cunoscută pentru zona emoțională. Jos este gansul, sus este apa plasmatică și deasupra putem să spunem că sunt câmpurile plasmatice. Câmpurile plasmatice sunt în jurul oricărui recipient care are apă plasmatică sau gansul în sine. Aici avem cupa 1, în principal avem foarte mult CO2 și zinc, iar aici avem gansul de hemoglobină. Deci noi în transmutare învățăm să facem și sângele nostru, iar sângele nostru arată la fel ca și ca o substanță care se va depune, iar noi îi folosim această apă plasmatică acolo unde este nevoie și cam avem nevoie în alimentația noastră de fluxul sanguin. Și atunci venim și ajutăm unde sunt disfuncții, venim și punem aceste picături în diferite aplicații, în spray-uri. Și odată pusă informația în jurul nostru, celulele noastre vor absorbi această informație. Apoi mai este gansul de CH3 care este portocaliu, care dă foarte multă energie, adică alcalinizează corpul nostru. Este de ajuns să ținem bila aceasta în mână și să aibă gans de CH3, iar corpul nostru să fie alcalinizat în câteva secunde. Aici vedeți la fel aplicații în care prin utilizarea nanomaterialelor și le folosim în diferite globuri sau lucruri care sunt, nu atingem direct aceste nanomateriale, folosim și mingi de ping-pong în care introducem informația care dorim să o transmutăm către corpul nostru. Noi venim și ne alimentăm foarte simplu ținând o bilă în mână. Și atunci corpul nostru energetic și informațional primește foarte multă informație, mai multă decât poate să absorbă și dacă stăm 10-15 minute cu el în mână, în loc de cafea dimineață, o să primim foarte multă energie. Bun, bun, bun. Totuși, înainte de a începe orice lucru nou, trebuie să facem curat. Deci, probabil și în a face transferul către o astfel de alimentație, recomandată de știința plasmatică Cash, este vorba despre o curățare, un detox ce are loc înainte. Absolut. Care sunt pașii, exact? Da, absolut. Atunci când începem un proces nou, e bine să facem curat în casa noastră. Uh-huh. Așa cum bine
Știm, avem sufletul, sufletul fizicalității, care este inima, și avem sufletul totalității, care se află în centrul creierului, iar ele, ca să funcționeze corect, e nevoie să sufletul totalității să preia controlul asupra sufletul fizicalității. În momentul în care nu există acest lucru, înseamnă că entitățile care sunt în interiorul nostru, entități care nu, ei și-au, sunt comunități de entități, de virus, de bacterii, care și-au găsit locul în interiorul nostru, deoarece noi le-am dat voie pentru că avem un dezechilibru magnetic și gravitațional, iar în momentul în care noi începem un proces nou de energizare sau un proces de alimentație energetică, mai întâi facem curat în casa noastră, adică în corpul nostru, templul nostru trebuie să fie curat. Și există procesări în care se folosește, de exemplu, cupa 2, este foarte puternică pe zona de detox cunoscută, sau gansul de CO2 împreună cu gansul de cupru, care, la fel, prin câmpurile pe care le emit, aceste entități nu pot să stea în prezența acestor substanțe magnetice și gravitaționale și se vor elimina prin sistemul nostru normal de eliminare, iar alte elemente care nu sunt în echilibru cu noi nu vor mai sta în această zonă, pentru că noi venim cu lumina creației. Vorbim de o știință universală și manifestate aceste substanțe sunt practic lumina divină sau lumina lui Dumnezeu, care ne ajută în foarte multe procese. Există mai multe tipuri de detox? Există un detox pe parte de fizicalitate. Deci, în primul rând, e nevoie să înțelegem că dacă introducem ceva în corp, e bine să, la fel, să vedem exact cum putem să eliminăm aceste lucruri și le putem face lucrul ăsta prin, v-am zis, câmpuri magnetice și gravitaționale. Dar mai există și un detox la nivel mental, deoarece în momentul în care suntem ancorați în acest detox al fizicalității, e bine să ne poziționăm și într-o energie pozitivă, nu mai urmărim evenimente agresive, nu mai urmărim, de exemplu, filme cu foarte multă violență, cu sânge, cu agresivitate, pentru că toate lucrurile astea ne vor afecta la nivel de suflet. Și atunci detoxul, în primul rând, este nevoie și nevoie de un detox digital, sesiuni de meditație, respirație sau contemplație și susținute, bineînțeles, cu câmpuri plasmatice. Deci, cumva încercăm să oferim un detox al totalității, în care și corpul fizical, și corpul și sufletul ajung într-un echilibru, într-o procesare de 21 de zile. Ce frumos! Din nou a venit către noi ideea aceasta de sufletul fizicalității și sufletul totalității. Cum se unesc ele? Care este infinitul care se creează între ele? Cum avem acces din sufletul individual la sufletul totalității? Prin maturizare spirituală, sufletul totalității preia control asupra corpului. Asta vedem la colegii noștri care, cum vedeți și pe ecran, intrăm deja în procesări de meditații în aceste câmpuri plasmatice și vedem aceste sincronicități sau această simbioză între inimă și creier, acolo unde se află aceste două entități, o vedem într-un mod foarte deschis în momentul în care inima se deschide, când încep iertările, când îți dai seama că poate ai greșit și zici, spui că îți pare rău, sau când înveți să mulțumești sau să înveți să iubești, asta înseamnă că inima noastră se deschide, energia crește, crescând energia, celulele noastre primesc mai multă energie divină și astfel nu mai pot fi celelalte entități, nu mai pot să intre în contact și să preia controlul corpului, deoarece energia noastră este de o frecvență înaltă și atunci vine sufletul totalității și preia control asupra
corpului și corpul poate nu o să mai aibă nevoie de atâta mâncare sau nu o să mai aibă nevoie de atâtea lichide și se îndreaptă către o cale spirituală accentuată de a se conecta mai mult cu energia divină și mai puțin poate nu o să mai aibă nevoie așa de foarte multă materie în jur sau nu o să fie atașată, mai bine spus, de așa de multă materie. Da. Dacă țin eu bine minte, din 2015 și tu urmezi un proces de detox și de integrare acestor câmpuri, poți să ne spui care a fost drumul tău, călătoria ta și cine te-a ghidat? Care au fost reperele? La început, în 2015, de când am luat contact cu substanțele, am interacționat la nivel de câmpuri. Și timp de 2 ani de zile, chiar până în 2016 și 2017, am folosit foarte mult CO2 și zinc pentru echilibrări emoționale. În paralel am folosit și gansul de oxid de cupru pentru a face detoxul acesta de 21 de zile. Iar lucrurile acestea m-au susținut deoarece am studiat foarte mult pe domnul Cash, m-am echilibrat emoțional la cât am putut, nu sunt perfect, dar cel puțin am observat cum aceste câmpuri de CO2 și zinc lucrează pe mentalul meu, cum se îmbunătățesc parametrii și apoi a apărut acest curaj prin mai multă cunoaștere și prin apropiere mai mult de sursă de creație. Am început să-mi pun intenția de a călători în spațiu și călătoriile în spațiu din informațiile care le am, călătorii mai mult de o zi, putem să spunem, călătoriile în spațiu se susțin cu ajutorul câmpurilor plasmatice și mai puțin cu hrană fizică. Și atunci intenția mea fiind ca să călătoresc, să pot să pilotez o navă sau să plec dintr-o țară în alta într-un ritm rapid, mi-am pus această intenție pe o perioadă mai lungă în care alimentația mea să se apropie mai mult de alimentație divină, alimentație bazată pe câmpuri și am început ușor, ușor să elimin alcoolul, de exemplu, am început să elimin dulciurile. Nu mâncam carne și nu mănânc carne din 2010 sau 2011 și atunci alimentația mea, folosind aceste transmutări, a început să se bazeze foarte mult pe substanțe, câmpuri plasmatice, inovații foarte multe în domeniul de nutriție și am perioade în care în fiecare lună nu mănânc de anul trecut, am perioade de la 10 la 20 de zile. Luna asta am mâncat de 2 sau de 3 ore, adică nu am mâncat felul 1, felul 2, pur și simplu am simțit să mănânc o porție de ceva. Dar mereu a fost mâncare vegană și încerc să-mi fac eu mâncarea mea cu mâinile mele, pe energia mea și folosind la fel câmpuri plasmatice în mâncare. Dar analizele de laborator au arătat că în 2019 vârsta mea biologică era de 15 ani a organelor, iar în prezent nu sunt bolnăvicios, nu m-am îmbolnăvit. Urmez și discut cu nutriționiști, mereu sunt într-o discuție și cu doctori, colegii noștri, care mă sfătuiesc. Când fac analizele, am un aparat de biorezonanță și îmi fac analizele periodic să văd dacă sunt anumite disfuncții. Dar corpul vorbește, eu simt acest lucru, sufletul a preluat controlul asupra corpului și m-a las purtat de val în această energie care înnotăm în ea. Și nu mai am senzația aceea de foame. Asta e cel mai... După 4 zile, 3 zile, dispare acea senzație de foame în care ești obișnuit să mănânci și poftele acestea, din câte am înțeles, sunt cu cât avem mai multe pofte, cu atât sunt mai multe probleme emoționale. E bine să mâncăm ceea ce dorim, e bine să mâncăm carne, e bine să mâncăm orice fel de proteină, dar depinde care este intenția noastră și cât dorim să trăim pe acest pământ. Aha, deci tu, ca exemplu personal, pas cu pas, ai renunțat la câte ceva. Ai spus alcool, carne, lactate. Deci în momentul de față, ca să-mi fie clar, alimentația ta este bazată pe plante, vegetale. Da, da. Alimentația și pe lichide? Foarte multe lichide, chiar da, am un recipient, nu fac reclamă, dar am un recipient care am o husă plasmatică, întotdeauna am mare grijă la lichidul care îl consum.
Întotdeauna am gansurile speciale în care am introdus foarte multe vitamine, oligoelemente, metale rare, de exemplu. Și atunci vin și îmi susțin alimentația, să zic, mai aproape de bebeluși, în care urmăresc acest proces de la naștere, în care în momentul în care naștem nu mâncăm mâncare fizică, mâncăm, bem foarte, ne hrănim cu câmpuri foarte mult și lichide. Și atunci eu cred că undeva s-a scurt circuitat, mâncăm foarte multă mâncare fizică și nu este nicio problemă că mâncăm, dar facem abuz și nu facem detox și nu înțelegem că această mâncare, indiferent că este proteină, este tot un câmp plasmatic și noi venim să simplificăm prin folosirea câmpurilor plasmatice, a energiei universale care există în jurul nostru, din care se manifestă și grâu, și ovăzul, și vaca, toate sunt aceleași entități, au suflete și chiar domnul Cheș ne povestește că mai bine mănânci o friptură de porc și cu cartofi prăjiți, de exemplu, cum e obiceiul la noi, decât să mănânci o salată din multi cereale, multi elemente, pentru că acolo sunt mai multe entități. Și practic noi omorâm, vegetarianii omoară mai mult decât ar omorâ un carnivor, de exemplu, la nivel de suflet. Pentru că noi trebuie să tragem linie să vedem câte entități omorâm noi ca să ne susținem. Și noi venim să spunem, nu avem nevoie să omorâm pe nimeni, avem aceste suflete care sunt în jurul nostru și noi le folosim ca și câmpuri plasmatice. Pentru că și respirația și apa și este tot un câmp plasmatic, conține hidrogen și oxigen. Și atunci noi dacă stăm în prezența hidrogenului, care se gans de hidrogen, și în prezența gansului de CO2, noi nu mai avem nevoie nici să consumăm apă. Pentru că toate lucrurile care sunt manifestate aici sunt manifestate din lumină. Iar noi am învățat să manifestăm această lumină. Dar bineînțeles, oamenii când sunt pregătiți or să facă salturi în conștiință și atunci or să se vadă și rezultatele pe sănătatea lor, pe cum arată ei ca și aspect fizic, dar cel mai mult vedem că se îmbunătățesc parametrii mentale, abilitățile latente, or să apară copii și lucrăm cu copii, avem această grupă specială în care ei or să învețe alimentația energetică pentru a li se deschide darurile, aceste abilități care sunt în noi, dar nu sunt prețuite și nu sunt folosite. Sunt perspective foarte interesante, un pic controversate, cele legate de alimentație. Într-adevăr, avem foarte multe obișnuințe, dependențe, atașamente legate de alimentație și de felul curent de a fi. Acestea sunt doar perspective pentru cine este deschis că se poate și așa, apropo de aspirația de a fi liber, de a fi liber să mă hrănesc doar cu aer. E doar o sămânță în conștiința colectivă că există și așa ceva. Sau dacă am bucuria să mă hrănesc, exact, pot să mă hrănesc cu absolut orice. Și cred că este interesant să ne urmărim ghidul interior, să ne onorăm corpul și, într-adevăr, fix în partea acestea de alimentație, de greutatea corpului fizic, de armonia sa, imaginea sa, sunt o grămadă de programe mentale și emoționale. Unele ne susțin, sunt perfect benefice, altele poate se pot îmbunătăți. Este interesant ce ai spus la un moment dat legat de plante și animale și consumul lor. Mi-a prezentat cineva o perspectivă de curând legat de vegetarieni. Eu mă aflu în această categorie și este o perspectivă în care plantele se descompun și ne hrănesc pe noi și
Da, putem să le oferim recunoștință pentru asta, dar în momentul în care, de exemplu, corpul moare și pătrundem în viața de după vieți, în momentul acela plantele consumă acest corp și se descompune acest corp și revine în mama natură, cumva. Deci sunt, oricum, perspective și perspective și putem să mergem mai departe la oamenii de vibrație înaltă, ca subiect, și la faptul că ei aleg din ce în ce mai mult în ultimul timp să se strângă în comunități. În comunități, probabil, undeva aproape de natură, mai izolați de orașe suprapoluate. Ai luat legătura cu astfel de oameni? Suntem în contact din 2017 cu comunitățile sustenabile din România. Se formează, s-au format și se vor forma în continuare, mai ales că acum au și soluții, pentru că venim cu un pachet complet. Iar partea de alimentație o să fie mult mai bine integrată în astfel de comunități, deoarece ei au deja intenția să trăiască pe o vibrație înaltă. Mulți cunosc acest concept de breterianism sau să se hrănească cu lumină. Noi doar le oferim jucăriile noi, care ei se pot susține, făcute pe ADN-ul lor, și venim să condiționăm în comunitate, așa cum vedeți și pe ecran. O să facem de la lingură, ceramică nano, în care comunitatea o să mănânce din acele veselă, da? Deci veselă completă de bucătărie, în care tot o să fie plasmatizat. Pentru cei care vor să mănânce, bineînțeles, și o să se prepară hrana plasmatică, dar încercăm să venim și cu aceste sesiuni de care noi deja le-am început împreună cu tine, de meditație, contemplație, am spus noi plasma yoga, meditație în câmpuri plasmatice, deoarece o comunitate înțelege mai bine acest proces, un proces normal de a te apropia mai mult de Dumnezeu în aceste sesiuni, condiționate, bineînțeles, de spațiul comunității, de intenția lor și de interacțiunile cu care, bineînțeles, cei din comunitate o să le aibă cu cei din comunitatea universală, pentru că aceste comunități de vibrație înaltă o să comunice și o să se întâlnească cu entități de vibrație înaltă care sunt în jurul nostru, doar că în oraș nu se pot manifesta într-o formă fizică perfectă, sunt la nivel plasmatic și am arătat lucrul acesta, dar în aceste comunități deja ne pregătim și pregătim conștiința celor care o să intre în astfel de comunități de a se întâlni cu o comunitate, cu membrii unei familii galactice sau alte rase care vin în schimb de experiență. Noi o să le arătăm alimentația noastră plasmatică, ei o să ne arate altă alimentație și o să fie un schimb de cunoaștere foarte normal. Să înțeleg că în cadrul comunităților sustenabile, principiile de viață, stilul de viață de acolo este mai apropiat de etosul promovat de Cash și Fundația Cash și știința plasmei Cash. Da, pentru că totul este, suntem aici pentru a oferi, pentru a servi și fix asta fac și comunitățile sustenabile. Strâng foarte multă cunoaștere într-un spațiu restrâns, micuț, unde încap 10, 15, 20 de familii sau mai multe, depinde de suprafață, și încearcă să ofere în acea comunitate, încearcă să ofere cursuri, încearcă să atragă alți oameni care să vină în vizită, să le expună viziunea lor. Asta încercăm și noi cu știința plasmei, să oferim o altă viziune, o altă paradigmă de gândire și un alt mod de viață mai aproape de creație și de creator și incluzând toate elementele care se găsesc în univers. Da. Deci etosul despre care pomeneam mai devreme și cel pe care comunitățile sustenabile din România cumva tind, aspiră să-l trăiască, să-l experimenteze, este cel legat de a trăi în pace, corect? Asta spune și domnul Cash. În armonie cu sine și cu toți cei din jurul nostru, oameni, animale, plante, regnul mineral, mama pământ.
Bun. Știi cam câte comunități sustenabile sunt în România, în mare? În mare, în zona Deva, Brad Deva, în Hunedoara, cunosc vreo 4 comunități. Și în Caveche mai este încă o comunitate, Armonia Brasovia. Găsiți la noi pe site, la secțiunea Nano Informații, chiar prezentările acestor comunități care noi le-am realizat anul trecut, unde am făcut o conexiune oficială cu ei și știu că se mai formează, sunt în formare mai mult, sunt deja grupuri care ne-au contactat de oameni care doresc să aplice această cunoaștere și să facem transfer de cunoaștere către ei în momentul în care își găsesc un spațiu. Sunt deja grupuri de oameni de 30-40 de oameni care au început să se strângă pe această intenție de a găsi terenuri, pentru că noi venim cu o sustenabilitate în aceste comunități în care oamenii or să se poată susține din elementele care deja le au acolo în comunitate și să consume mai puțin din afara comunității. Toate lucrurile astea se fac prin tehnologia domnului Cheș. Da. Mulțumesc pentru răspunsul tău. Să trecem la următorul subiect și vreau să te întreb despre programele de cercetare și de educație dezvoltate de asociația pe care o coordonez, Asociația Plasma România. Aveți un concept acolo care mi-a atras atenția și pe care l-ai mai pomenit în edițiile trecute. Energie filantropică. Despre ce este vorba? Cum este acest mod de gândire? Acest concept este preluat și suntem în conexiune, bineînțeles, vorbind de tehnologie spațială, oamenii ar trebui să se obișnuiască că comunicăm cu extraterestri ca să fie pe înțelesul lor, sau noi nu le spunem extraterestri, noi le spunem ființe de lumină, și unde sunt mai multe ființe de lumină din mai multe rase, acolo este o comunitatea universală, așa explicăm. Și ne sunt predate anumite concepte universal valabile peste tot, în care cunoașterea poate fi manifestată la nivel cuantic sau în câmpuri plasmatice, ținând cont de anumiți parametri de manifestare și cristalizare. Iar energia filantropică vine și completează lipsa aceasta de cunoaștere pe care anumite persoane o au, mai ales persoanele care oferă ceea ce au primit. Aici este puțin neînțelegerea sau examenul pe care sufletele care oferă cunoaștere trebuie să-l ia. De exemplu, noi și ca cercetători și orice om primește energie și informație, adică primește idei, și acele idei au început să fie valoroase pentru ei, le-au aplicat, au rezultate, iar ca acea idee să ajungă peste tot, pentru că un om nu are capacitatea de a ține toate ideile, acea idee ar trebui să fie într-o societate normală, ar trebui să ajungă într-un mod foarte deschis către public. Și aici sunt examenele pe care cei care au aceste informații și vor să se adreseze publicului o să le dea. Adică există posibilitatea și noi suntem învățați să oferim cunoașterea, nu e doar despre tehnologie, cunoaștere în general, să o oferim într-un mod cât mai deschis și fără restricționări la nivel material. Adică, cum suntem noi, ne organizăm, facem cursuri online și o să vedeți mereu la sfârșitul cursului sau la început menționat că există posibilitatea de a fi realizate donații din inimă. De ce? Pentru că un om, dacă nu se deschide, nu-și deschide inima și nu înțelege că doar prin acest transfer el poate să facă acest schimb de energie, înseamnă că noi nu putem să folosim acei bani, în primul rând, de exemplu, dacă e vorba de bani. Și avem contul asociației, unde oamenii au învățat, care și-au deschis inima, noi punem la dispoziție gratuit aceste informații, iar ei, dacă simt, aceasta este energia filantropică. Când vine ceva necondiționat, noi oferim necondiționat, este dragoste,
sub formă de informații și cursuri, iar ei, dacă rezonează cu ceea ce noi oferim, înseamnă că creăm această legătură de la o inimă deschisă a noastră către inima lor. Și aceasta este energia filantropică. În sens opus, există oameni care vând orice tip de informație și, practic, eu consider că îl vând pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu ți-a oferit o informație și tu pui un prag financiar în care doar anumite persoane pot să ajungă la acea cunoaștere. Și atunci oamenii care pun un prag financiar între cunoaștere și public înseamnă că țin oamenii aceia în fizicalitate și nu vor oferi mai mult decât ei au înțeles și nici ei nu să primească pentru că au picat examenul acela de a ține umanitatea în planul material, pentru că universul este abundent, dar trebuie să știi cum te adresezi universului și dacă deschizi ușa și începi să oferi fără a aștepta ceva în schimb, atunci universul este abundent și îți va oferi și mai mult din această energie filantropică. Minunat! O altă perspectivă, un alt mod de a gândi, de a fi, de a percepe. Sunt un prea plin și din acest prea plin dăruiesc. Am tot ce îmi trebuie și pentru că am tot ce îmi trebuie, vin și dăruiesc și fac exact ceea ce mă bucură pe mine. Îmi place să cânt și aș face asta chiar dacă primesc sau nu bani. Este, da, un fel de eliberare. Nu mai sunt în granițe. Într-adevăr, avem nevoie și de susținere materială întotdeauna, dar atunci când dăruiești dintr-un pleaplin, cu siguranță toate se aranjează, pentru că așa știu și eu că legea universului funcționează pe a dărui și a primi și este un schimb foarte frumos de energie. Chiar în această idee, ce evenimente ne mai pregătește asociația pe care o coordonezi în luna februarie, martie? Lunar sunt organizate evenimente, atât cât pot susțin și informez cât mai mulți oameni, predau cât mai multe detalii, actualizări ale informațiilor. În acest weekend este cursul de agricultură și mediu înconjurător și următoarea emisiune care să sperăm că o să avem împreună este pe tema aceasta de agricultură și mediu înconjurător, deci puteți să intrați pe Plasma România să vă înscrieți, cursul este gratuit, 100 de persoane pe Zoom pot să intre, să acceseze deja link-ul, se găsește la secțiunea Nano Informații. Apoi în luna martie și aprilie organizăm și evenimente, ne întoarcem din nou la colegii noștri cu care au o agricultură plasmatică la Nucet, la gospodăria Biohouse, unde avem și instalații plasmatice pentru alimentație, dar și pentru agricultură. Și acolo avem un eveniment pe partea de elevarea sufletului. Și după aceea ne mutăm în weekendul următor în Bistrița cu un curs pentru agricultură intensiv și mediu. Și pe 8 martie am pregătit energiei feminine, am pregătit un eveniment special în București în care împreună cu tine și cu Iasmina, care a studiat și studiază sunetul sacru cu boluri tibetane, facem o sesiune de 4 ore de meditații și în câmpuri plasmatice cu sunet din boluri tibetane și chiar aș vrea să schimb un pic registru, să te întreb, pentru că știu că și tu de 2 ani de zile folosești câmpuri plasmatice, te-ai întâlnit chiar și cu domnul Cheș de câteva ori, ți-ai cumpărat cărțile, am văzut că ai și autograful pe domnului Cheș pe ele. Vreau să te întreb, pentru că știu eu urmez un program de detox în câmpuri plasmatice și ai ajuns și tu la o alimentație energetică, cum te simți tu în prezența câmpurilor plasmatice în acest moment în care ești în acest proces de câteva zile? 21. Mulțumesc. A venit și momentul meu să împărtășesc câte ceva. Da, păi în primul rând îți mulțumesc că mi-ai fost un exemplu și într-adevăr știința plasmei cash oferă soluții pentru cine e deschis sau simte că ar putea să fie ceva de folos pentru sufletul său în această direcție. Și eu folosesc câmpurile plasmatice, sunt în preajma lor de vreo 2 ani și câteva luni. Am intrat în contact cu acest proiect amenajând un spațiu în care Asociația Plasma România să creeze aceste gansuri.
Proiectul acela a mers mai departe, dar eu am rămas în preajma acestor câmpuri și pe mine m-au susținut cu domeniile mele de interes. Acum, ușor și eu de 4 ani de zile am trecut la alimentație vegetariană. Și de un an de zile nu mai mănânc, de exemplu, nici pește. De un an și jumătate am tot încercat ca metodă de curățare postul cu apă, anumite zile oferite lui Dumnezeu, necondiționat, prin care să fac niște renunțări, niște purificări pe toate planurile. Fizic, mental, emoțional, sufletește, spiritual. Și cumva, având disciplina postului, zilelor cu post, parcă s-a trezit un foc al disciplinei, iar în momentul de față am fost ghidată din interior și din câteva exemple din exterior să țin pentru prima dată acest post de 21 de zile. Se întâmplă niște curățări foarte frumoase. Dacă orice rugăciune, meditație, contemplație ne înalță, un post pe mine mă duce, exact cum spune religia noastră, la porțile împărăției. Și pur și simplu sunt alte salturi de înțelegere, sunt curățări de programe mentale, emoționale, este o stăpânire de sine, așa cum ne spune duhovnicul dacă mergem la biserică și doi oameni se căsătoresc, dă-le, Doamne, stăpânire de sine. Cumva stăpânirea de sinele mic, ego-ul, individul, în scopul de a accesa mult mai mult din sinele mare, din divinul din noi. Eu am reușit să parcurg 14 zile, momentan sunt în a 14-a zi din cele 21, este prima dată când parcurg, și am dobândit noi sensuri și înțelesuri interioare. Cumva mă pot hrăni prima dată efectiv și din miros, inclusiv mirosul hrănește, sau pur și simplu din puritatea apei simți altfel gustul, simțurile sunt mult mai subtile, ca să spun așa, da, exact, sunt este bucuria de a mirosi mărul chiar dacă nu l-ai curățat și ai simți aroma plină, plenară. Sunt niște accesări de energie diferite în interiorul meu și pur și simplu o mai mare relaxare, o mai mare liniște și centrare. Mai am o întrebare, pentru că am făcut împreună și un concept, încercăm să introducem, pentru că tu ești trainer de yoga și încercăm să venim cu un concept de meditații în câmpuri plasmatice. Cum ai simțit tu și cum folosești tu câmpurile plasmatice în meditații și cum ajută ființa în momentul în care intrăm în meditațiile acestea ghidate cu tine? Care oamenii le pot, bineînțeles, le pot accesa, să uite la noi pe site și se pot înscrie la cursurile gratuite cu tine? Da, cum? Întrebarea cum? Poate numai Dumnezeu știe. Ideea e că pur și simplu se trezesc niște simțuri interioare legate de ce este pentru binele meu cel mai înalt. Iar aceste gansuri și eu am creat acest gans pentru mine, pentru intenția de purificare, vindecare și înălțare, în principiu ca și intenție puternică de uniune cu divinul din mine, din noi, din fiecare. Și pur și simplu, având și gansul acolo, este intenția mereu prezentă, se întâmplă tot felul de sincronicități, de bucurii, ca să spun așa.
Și da, le folosesc pur și simplu gansul creat pe intenția să ne sprijine în procesul de evoluție și intru în procesul de meditație ghidată și las să curgă prin mine ca prin flow curgere ce este mai benefic. Mulțumesc foarte mult pentru prezența ta astăzi aici. O emisiune liniștită, interesantă, provocatoare ca idei, dar e plină de inspirație și aspirații către binele nostru cel mai înalt. Vă doresc o zi minunată și multă liniște și pace în suflete.